Bună, eu sunt Ioana, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă voi vorbi despre ce studiam și vreau să punctez de la început faptul că nu fac acest vlog ca să mă laud cu studiile pe care le am și că nu consider că a avea o diplomă de facultate sau de masterat te face automat mai inteligent decât ceilalți. Deci acest vlog nu este ca să mă laud, ci vreau să vă las să aruncați o privire asupra persoanei care vă vorbește din aceste vloguri și asupra acestor facultăți și profile. Eu am absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, atât la licență cât și la masterat. La licență am absolvit studiul de aici și limba franceză, iar la masterat am făcut studii religioase, texte și tradiții. Planul meu să mă înscriu la această facultate și în liceu nu am fost fixat asupra unui profil anume. Am avut foarte multe opțiuni pe care le-am abandonat. Eu am absolvit un profil filologic și în ultimul an de liceu nu am fost deloc focusat asupra unei facultăți. Trecusem printr-o experiență neplăcută cu un băiat și nu mi-a stat deloc gândul la alegerea unui profil. Adică mă gândeam, dar nu eram atât de pusă să... Nu eram fixată pe un profil anume, adică îmi doream și studii europene, îmi doream să fac și arheologie, actorie și așa mai departe. Și până la urmă au fost persoane adulte din viața mea care mi-au spus, băi, fii atentă că la astea nu prea poți să faci mare lucru în viață. Și faza a fost că eu nu puteam să-mi aleg altceva decât ceva din domeniul filologic și... Nu puteam să mă duc la facultatea de fizică, de exemplu, sau de chimie, sau de mate-info, sau de medicină, pentru că nu aveam habar de așa ceva, nu-mi plăceau deloc științele exacte și îmi plăceau foarte mult limbile străine, istoria, geografia și astea au fost facultățile care mi-au atras atenția, dar am rămas pe limbi străine pentru că mi s-a părut că a învăța o limbă străină este ceva de viitor și... De la celelalte facultăți nu mă vedeam mai a fi altceva decât profesor de geografie sau de istorie sau de română, cum era la litere. Deși la litere sunt și alte limbi străine. Și înscrierea a fost cumva pe repede înainte. Am decis să mă înscriu la această facultate, nu știu de ce, adică... Da, mă gândeam la chestia asta că o să învăț o limbă rară și o să plec din țară și o să lucrez în altă țară și am să am un salariu mult mai bun, dar... Cum, pe măsură ce a trecut timpul, mi-am dat seama că e mult mai ok la mine în țară și că pot să fac ceva cu limbi străine și aici, că sunt destul de multe joburi. Și în liceu, bacalaureatul a fost principala mea grijă, aveam grijă să învăț foarte mult și să iau bacul cu o notă foarte mare, ceea ce, sincer, mi se pare a fi un stres inutil. Bacul nu este un examen atât de dificil pe cum crede lumea. Sunt examene la facultate care sunt mult mai grele și sunt sesiuni echivalente a câte ori 10 bacuri, sincer. După prima sesiune de la facultate mă simțeam ca și când aș fi dat bacul de 10 ori, adică aș fi putut să dau bacul în fiecare zi, nu mai dau o licență. Mă cam trezeam noaptea pe la 2, tremurând și gândindu-mă că vai de capul meu n-am învățat, că trebuie să dau examenul și pe urmă îmi dădeam seama că stai puțin că am dat deja examenul. Vreau să spun că nu am avut deloc tangență cu iudaismul, noi nu suntem deloc evrei, noi suntem creștini ortodoxi în familie și familia mea a fost reticentă în momentul în care eu mi-am selectat acest profil pe fișa de admitere și când am confirmat locul pentru asta. Eu eram fixată pe limba suedeză în momentul respectiv și voiam să dau la suedeză și a fost prima mea opțiune la toate celelalte la toate profilele la care m-am înscris și am ales-o la filologie, engleză suedeză, la studii americane și suedeză, studii iudaice și suedeză și limbi moderne aplicate și suedeză. Și în momentul respectiv, dacă mi-alegeam mai multe 3 profile, trebuia să plătesc 250 de lei și cum deja alisesem 3 profile, am pus și studii de aici, acolo. Și am intrat la engleză, suedeză, nu mai știu,
Da, intrasem la taxă la filologie și engleză și franceză, intrasem la taxă, la studii americane nu am intrat și la limbi moderne aplicate intrasem iarăși la engleză franceză, pentru că era a doua opțiune după suedeză la mine. Și când nu făceam examenul de îmi făceam dosarul pentru înscrieri, m-a sunat cineva de la studii iudaice ca să-mi spună că am intrat pe loc de buget, pentru că se eliberaseră multe locuri și intrasem la studii iudaice și suedeză, ceea ce era foarte bine și nu numai că învățam și suedeza, dar învățam și limba ebraică. Și am discutat cu un văr de-al meu care mi-a spus că mai bine mă duc la studiul de aici și suedeză decât să mă duc la engleză și franceză și așa aveam o tragere de inimă să nu mă duc la engleză franceză pentru că deja le știam foarte bine și m-am înscris la studiul de aici și taică mi-a zis atunci ca să mă înscriu la filologie pentru că nu era deloc o problemă taxa anuală de școlarizare și oricum nu era foarte scump, era 3.000 de lei, dacă nu mă înșel, și i-am spus că nu este vorba deloc de taxe, este vorba că vreau să fac ceva diferit și că vreau să fac ceva în plus de ceea ce știu, adică știam foarte bine engleză și franceză, am perfecționat între timp limba franceză și m-am înscris la studii iudaice și suedeză. În toamnă, când am revenit la facultate, de fapt am aflat că cineva îmi luase locul de la suedeză, pentru că acea persoană cred că avusese o problemă cu bacalaureatul în vară și muncise mai mult pe timpul verii, când a dat bacalaureatul a avut o notă mult mai mare decât a mea și practic a intrat la suedeză și eu am fost clasată pe urmă la franceză. Și am rămas cu studiul de aici și franceză. Am fost supărată atunci pentru că eu confirmasem locul la suedeză și venise altcineva peste mine. Dar s-a dovedit a fi bine pentru că dacă rămâneam la suedeză, probabil nu aș fi putut să mă angajez în timpul facultății și nu aș fi putut să mă descurc atât de bine cum am reușit să fac și faptul că am fost independent atât de mulți ani a contat foarte mult pentru mine. La studiul de aici mi-a plăcut foarte, foarte mult și nu numai că am făcut ebraică modernă și ebraică biblică, dar am făcut foarte multe lucruri interesante, iar profesorii au fost extraordinar de profesionali și de dulci și mi-au plăcut foarte, foarte mult. Sunt foarte interesanți. Și nu cred că a fost cineva de nu cred că a fost vreun evreu printre profesori, pentru că niciunul dintre ei n-a avut nume evreiesc. Nu știu dacă asta este o criterie, dar este o criterie, o un criteriu. Și n-au încercat deloc să ne convertească, cum credeau ai mei, că o să facă. Și am rămas acolo și mi-a plăcut foarte, foarte mult la studiul de aici. Am făcut ebraică modernă, ebraică biblică, Holocaust în România și în Europa. Mituri, ce am mai făcut? Studiul Bibliei, teatru, literatură idiș și istoria așchenadă și mi-au plăcut foarte mult cursurile doamnei Camelia Crăciun. Dacă vă uitați, vă iubesc foarte mult. Și m-am specializat pe angelologie, mi-a plăcut foarte mult și cursurile doamnei Bărbulescu sunt absolut minunate. Și mi-am dat licența pe imaginea îngerului în textele apocrife și în textul canonic și m-am referit aici la Testamentul lui Avram, Cartea Jubileelor și Cartea lui Enoch. Și a fost extraordinar de a fost pe sufletul meu, vreau să spun, și a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o, chiar dacă nu chiar dacă a fost o alegere absolut spontană, de pe azi pe mâine. Nu regret absolut nimic. Și la franceză nu mi-a plăcut mai deloc, pentru că au fost profesori foarte exigenți, care aveau pretenții foarte mari. Stilul de predare mi s-a părut absolut dubios. Am avut profesori care nu predau la oră, dar ne puneau pe noi să le predăm lecțiile pe rând, în echipe sau așa mai departe, și care
aveau pretenția să le cumpărăm cărțile. Aveam o profesoară care nu vorbea niciodată cu noi, adică nu ne privea niciodată în ochi. La un moment dat, dacă o întrebam, nu se uita la noi, vorbea cu lustra, vorbea așa în sus. Și o altă profesoară n-a venit aproape un semestru pentru că fusese bolnavă și înțeleg, ok, nu vii la cursuri pentru că ești bolnavă, dar nu ne chema pe noi la cursuri ca să stăm degeaba 2 ore după tine și să pierdem timp prețios sau măcar să-și fi luat concediu medical și să fi rămas acasă pentru tratament și să fi a fost un alt profesor în locul dânsei, pentru că, sincer, am pierdut foarte mult timp și la examen a fost destul de răutăcioasă cu noi, pentru că ea nu predase un semestru întreg și au fost note destul de mici. Nu mai știu, cred că luasem un 8 sau un 7, dar cred că 8 am luat. Da. Și cam asta a fost la Facultatea de Limbi și Literatură Străine. Am terminat cu 9,75, dacă nu mă înșel. Am avut notă foarte mare, sincer. Și am fost foarte entuziasmată și nu-mi doream să termine cursurile la studiu, de aici mi-a plăcut istoria antică, arheologia. Cred, sunt foarte multe cursuri pe care nu le-am enumerat aici, pentru că nu mai mi-aduc aminte cum se numeau, dar cam astea sunt în mare. Ebraică, istorie, arheologie, tradiții și așa mai departe. Și pe urmă am fost la masterat și la masterat nu voiam să mă înscriu, dar părinții mei au zis, băi, trebuie să faci masterat și mai ales erau aceeași profesorul care făcusem la studiul de aici, în mare parte. Și la fel, m-am înscris de pe azi, pe mâine, aveam de citit 3 din 6 opere despre religie ale unor scriitori foarte mari și eu din astea 6 mi-am ales Ioan Petru Culianu, Călătorii mai de dincolo, care mie mi-a plăcut foarte mult, Sacru și profan al lui Mircea Eliade și ce mai citit? Despre Îngerul lui Andrei Pleșu. Și pe astea le-am citit într-un weekend și m-am scris foarte repede, iar în fața comisiei de admitere, care de fapt erau 3 profesori de la studiul aici, am vorbit despre un subiect religios și am discutat iarăși despre lucrarea de licență și despre angelologie și am vorbit despre aceste 3 cărți pe care eu le-am citit și am intrat și a fost foarte bine. În primul semestru sau în primul an, nu mai știu sigur, voiam să renunț la el pentru că mi se părea că e o pierdere de timp și că nu aveam ce căuta eu acolo, dar în schimb și la fel tot părinții mei mi-au spus că trebuie să continui pentru că de ce m-am înscris până la urmă, nu ca să termin. Și cam așa a fost pentru că pe urmă lucrurile au fost mult mai ok. Am avut cursuri de iconografie, cursuri de șamanism, budism, hinduism, creștinism, iudaism, ebraică biblică, limba coptă. Eu n-am fost la limba coptă pentru că deja făceam limba ebraică și biblică pe care o făcusem și în facultate, dar de fapt chifalasem ceva și tot a trebuit să dau niște examene pentru că la limbi străine lucrurile sunt mereu complicate. Și ce am mai făcut? Filozofia am mai făcut și colo și colo și pedagogie și cum să-ți faci lucrarea de dizertație de licență și a fost și istorie și arheologie. Și a fost foarte, foarte bine și nu regret că am fost acolo și în urma acestui masterat am reușit să creez un nou personaj pentru cartea mea SF, la care lucrez de prea mulți ani, cam de vreo 10 ani și ceva, de când eram prin liceu. Și dacă mi-a trebuit o dizertație și 10 ani de scris și ca să fac acest personaj și să scriu, să schimb povestea într-un mod mult mai bun, atunci eu zic că a meritat. Și dacă aș putea să creez încă un personaj la fel ca ea și să-mi ia 10 ani și încă o lucrare de dizertație, I'm up for it. Da, și cam asta a fost și eu recomand aceste și facultatea și masteratul și dacă aveți întrebări pe care să mi le puneți în legătură cu aceste două profile, vă invit să mă contactați. În descriere sunt toate datele mele de contact și puteți să-mi scrieți pe oricare dintre canale pentru că eu răspund tuturor.
La studiul de IG trebuia să facem cu o limbă B și eu am picat pe franceză și am avut și colegi la italiană și engleză și se plângeau la fel. Și poate vă întrebați cum să te plângi la limba engleză pentru că toată lumea o știe. Ei, da, n-ați apucat să faceți LEC. Și da, și vă recomand să faceți aceste cursuri pentru că sunt foarte interesante și vă oferă o nouă perspectivă asupra Bibliei, Holocaustului și a multor alte lucruri și puteți să înțelegeți sistemele religioase mult mai bine. Și nu este vorba doar de sisteme religioase, Biblia nu ți se bagă pe gât la modul interpretarea asta e corectă, fiecare poate să vorbească în mod liber la cursuri și asta mie mi-a plăcut foarte mult că profesorul practic este acolo ca să ne ajute pe noi să învățăm de unii singuri și să înțelegem aceste lucruri. Nu știu cum o să fie acest vlog, pentru că pe aici toată lumea se vâje pe niște uși și intră peste mine în cameră și trebuie mereu să opresc acest videoclip ca să pot să discut cu voi. Și acest lucru mă deranjează foarte mult, pentru că atunci când nu fac nimic, toată lumea e liniștită, dar când fac ceva, toată lumea este pe mine. Par foarte frustrată în momentul ăsta. Gata să-mi ies din pepen, să mă înverzesc și să mă fac cât hac. Da, și încă sunt creștin ortodoxă, nu m-a convertit nimeni la iudaism. Și asta este important. Dar încă iubesc, adică întotdeauna mi-a plăcut și eu deja aveam o mică formare pe chestiile astea pentru că urmăream documentarele pe National Geographic și fără să-mi dau seama, îmi plăcuse religia și în liceu. Și cam atât pentru vlogul ăsta. Îmi spuneți dacă v-a plăcut și dacă aveți idei de vloguri, să-mi scrieți, vă rog. Sunt la dispoziția voastră. Da. Bine, ne vedem data viitoare, ok? Pup, pup, pa, pa!